Bine v-am găsit, dragii mei, și astăzi la Folclorul sub lupă. Se spune adesea că un suflet încercat e un suflet bun sau un suflet bun este un suflet încercat. Ei bine, dați-mi voie să vă spun că astăzi o altă artistă pe care dumneavoastră ați văzut-o zâmbind întotdeauna la emisiunile de televiziune, întotdeauna cu pozitivismul și zâmbetul pe buze, vine astăzi la Folclorul sub lupă să ne facă destăinuiri în premieră, să ne povestească cu adevărat ceea ce a trăit, decepțiile pe care le-a avut și nu numai. Ne așteaptă în acest parc minunat, într-o zi frumoasă, cu multă căldură în suflet și pe chip, îndrăgită artistă Saveta Bogdan, căreia în această zi vreau să-i dăruiesc un aranjament floral din partea florăriei Evolution. Bună ziua, doamna Saveta, și bine v-am găsit! Bună ziua, draga mea, Lavinia! Bine vă rog să vă apropiați, să vă dăruiesc acest aranjament cu flori. Vai de mine, ce și cu surpriză. Mesajul de mulțumire că sunteți astăzi alături de mine, de telespectatori. Mulțumesc. Și mulțumesc. Apreciez nespus că ați acceptat invitația noastră. Cum să nu accept? Vai de capul meu, dar n-am mai primit flori de la spectacole. Astăzi va fi un spectacol totodată și în sufletul dumneavoastră și prin mărturisirile pe care o să le faceți. Eu zic să luăm loc aici pe băncuță în parc. Cu drag, mulțumesc. Pentru că avem multe de povestit. Mulțumesc. Doamna Saveta, sunteți un om pozitiv, un om optimist. Dar în ciuda zâmbetului dumneavoastră larg pe care îl afișați în fața celor de acasă, în fața telespectatorilor și a publicului care vă îndrăgește, se ascund totuși dureri destul de mari pe care o să ni le împărtășiți astăzi în cadrul emisiunii Folclorul sub lupă. Cum reușiți totuși să vă mențineți acest tonus bun? Draga mea, Lavinia, probleme mari am avut. Că nu e ușor să treci prin viață, nu e ușor să fii căsătorită de două ori, să-ți moară primul soț și după aia al doilea să stai cu el aproape 30 de ani și să divorțezi. Nu e ușor. E destul de greu, dar știi ce se întâmplă, Lavinia? Eu caut. Momentul când pășesc pragul, muzica mă ajută foarte mult pe mine. Foarte mult mă ajută muzica. În momentul când încep să cânt și când sunt foarte supărată, mă uit pe laptop. Și mi-ascult cântecele, mi-ascult videoclipurile, îmi pregătesc un nou CD, îmi pregătesc ceva. Dacă am de făcut curat în casă, iară uit de necazuri. Dar să știi că am avut multe necazuri, foarte multe. Știu că v-ați denumit propria viață ca fiind una de coșmar. De ce? Draga mea, a fost de coșmar în sensul că măi, a plecat și fata în America, eu am rămas singurică, nu mă așteptam ca ea să rămână acolo, că ea mi-a zis, mami, tu mai ai pe mine și tu niciodată să nu crezi că eu te voi lăsa singură. Dar, într-adevăr, Cătălina, Maria Cătălina Ioana, mă cheamă mereu să mă duc în America. Anul ăsta nu m-am dus la Vinea, dar celălalt an am fost. În fiecare an am fost câte 4-5 luni am stat la ea. În urmă cu cât timp a plecat fata dumneavoastră în America? În urmă cu 10 ani. Cu 10 ani a plecat. De fapt, ea a plecat, a cunoscut băiatul ăsta, s-a cunoscut la un simpozion la Sinaia. El a venit la noi, a stat 25 de zile. După aia, el a plecat și a făcut ei chemare. Și am spune mie, mamă, eu nu mă duc acolo decât așa ca să stau și eu la el în perioada de concediu, dar în rest mă întorc acasă. Bine, Cătălin, am dus-o la aeroport, ea trebuia să se întoarcă pe 25, nu, pe 26 trebuia să se întoarcă august. Mami zice, pe 26 vin să mă aștept la aeroport. Eu am vorbit cu ea pe 25 seara și am spus, mami, spune mâine cu ce avion ajungi în România ca să vin la aeroport să te aștept. La care ea mi-a spus, mamă, să-ți dau o veste, dar să nu te superi, mamă. Ce veste, mamă? Mâine la ora 11 am cununia civilă. Am zis la mine că cad jos. De atunci am desfințat telefonul fix, că mi-a căzut telefonul din mână. M-am năcăjit foarte tare, m-am supărat. Foarte tare m-am năcăjit. Mi-era atât de urât fără ea. Mi-era goală casa. Ea, fata mea, mi-a umplea toate golurile, tot.
toate problemele de zi cu zi. Haideți să o luăm puțin treptat, doamna Saveta, și v-aș întreba, ați fost căsătorită de două ori. Primul soț, știm că a decedat, n-au fost reproșuri vis-a-vis de dumnealui și în căsnicia noastră. Primul soț cu care ați avut fata, pe Cătălina Maria? Nu, al doilea soț. Al doilea soț. După care v-ați recăsătorit. La ce vârstă v-ați recăsătorit? Cam pe la vreo 25 spre 26, 25, cam așa ceva. Ați simțit noi ne-am cunoscut vreo 7 ani, dar 7 ani la vine eu nu m-am putut apropia de nimeni. Eu mi-am iubit foarte mult primul soț. Dar totuși erați tânără, doamna Saveta, erați la vârsta la care multe fete abia acum își descoperă dragostea sau se căsătoresc. Cum ați putut dumneavoastră trece peste văduvie până la urmă? Că erați la o vârstă destul de tânără, după cum am spus. La vine am trecut după 7 ani. De 7 ani am stat, nu puteam să privesc pe nimeni în ochi. Nu știu, nu mai suportam niciun mărbat. V-ați întors fața la vremea aceea de la Dumnezeu? V-ați gândit că poate nu merita soarta aceea? V-ați supărat pe el? Nu știu, a fost primul soț care eram copilă la țară. La 16 ani nici nu prea ai minte așa, știi? Dar a fost primul om care eu l-am cunoscut, înțelegi? Iar ăsta, al doilea, a fost foarte bun. După 7 ani de zile m-am apropiat. El s-a ținut de mine vreo 3 ani ca să-i accept căsătorie. Cererea în căsătorie. Da, 7 ani aproape. Dar eu n-am acceptat, eu am zis așa, nu, nu și nu și nu. De ce nu voiați la vremea aceea să vă recăsătoriți? Nu vroiam, draga mea, la vina, pentru că toți bărbații pe care i-am cunoscut, că vorba aia, nu am avut relații așa intime, dar cunoștință, toți erau contra, că de ce scântăreață? Că ce? Adică nu vă acceptau? Da, nu m-a acceptat nici părinții, nici ei. Și nici părinții lui al doilea soț nu m-a acceptat ca cântăreață. Zis, nu ne trebuie cântăreață. Dar nu era totuși un statut rușinos? Nu era, draga să mea, dar publică. Oamenii aveau concepțiile astea. Ești cântăreață, gata, nu ești cum trebuie. Nu ești potrivită pentru copilul respectiv. Am mai cunoscut un inginer, am mai cunoscut un doctor, am mai cunoscut și ăla la fel. Dar v-ați ghidat în viață să alegeți după statutul acesta sau să vă placă omul să fie potrivit sufletului? Eu mi-am dorit un soț care să mă iubească. Eu eram venit în București, nu aveam buletin de București, atunci era problema cu buletinul de București și dacă am văzut că părinții lui nu mă vor, le-am spus la ei mei părinți, mamă, nu mă vor părinții lui asta, nici noi nu-l vrem pe el. El era un tip foarte deștept, avea o facultate, avea studii. Era un tip deștept. Avea aseul terminat. Și câți ani a stat în această căsnicie până la urmă după ce ați acceptat cererea în căsătorie? Acceptat că până la urmă noi ne-am mutat cu chirie după ce am făcut căsătoria civilă și părinții n-au suportat. Era singurul lor copil și a spus nu acceptăm chestia asta, mutați-vă la noi. Și m-am mutat la ei. Până la urmă ne-am mutat la ei. Am făcut-o pe Cătălin, am stat acolo 7 ani jumate. Pe fată o iubeau bunicii foarte tare, dar pe mine nici vorbă, ei nu se uitau la mine. Dar le greșeați? N-am greșit cu nimic, cu absolut nimic. Eu când aveam ceva, aveam o nuntă, aveam o petrecere, un spectacol, îmi grijea de fată mamaia, că eu i-am zis mamaia. Și, dar să nu audă, n-au vrut, nu m-au acceptat. Și ce vârstă avea Cătălina când dumneavoastră ați divorțat, doamna Saveta? Și de ce ați divorțat? Păi avea Cătălina aproape 19 ani. Terminase liceu, intrase la facultate. Că a făcut și aseu. Căsnicia dumneavoastră cu cel de-al doilea soț a fost una frumoasă până atunci când ați hotărât să divorțați? Iubita mea, a fost frumoasă, să mai aveau discuții în casă, așa cum se ivește la toată lumea, pentru că nimeni nu poate să spună că are o căsnicie perfectă. Cine spune că are o căsnicie perfectă în minte? În căsnicii trebuie să știi să lași și tu, să lase și el, trebuie să fiu... Să se facă compromisuri de ambele părți, de ambele ca părți să funcționeze. Ori el n-am avut probleme de asta, el pleca veșnic în delegație, eu nu-l întrebam, nu-i țineam cont, eu eram cu spectacolele mele, dar el între timp s-a îndrăgostit de o altă femeie și atunci ce era să fac. Se spun și mi-a spus, a venit... Tot îl vedeam că vine târziu acasă, tot îl vedeam că întârzie, tot îl vedeam că e rece cu mine, că nu-l interesează nimic, că banii mei erau tot timpul în casă, eu câștigam foarte bine, pentru că pe timpul odioselor, noi cântăreții aveam bani, cântam nunți, spectacole. Păi și ce avea să vă reproșeze? Nu știu ce îmi reproșeze. El, stai să vezi, el mi-a, la un moment dat mi-a spus, zice, vreau să te rog ceva, ce? Ori cu mine, ori cu muzica. Și atunci eu am fost nevoită să renunț, am spus, dragă, eu de muzică nu mă las. Pentru că muzica e viața mea, e meseria mea. Ori tu mie ce poți să-mi oferi? Niște bani și altceva nimic.
dar mai mult câștigam eu ca el. Deci nu ne comparam. El avea un salariu fix în minister, lucra în minister, știa vreo 7 limbi străine, era un timp foarte deștept. Și după ce dumneavoastră ați hotărât să rămâneți cu muzica, dumnealui s-a canalizat pe altă... Dar el o avea căutată de înainte, dragă la vine. Era de înainte căutată, deci lui nu era... El a pus condițiile astea, probabil tot s-a gândit la... să nu ne stricăm căsnicia. Dar el era foarte îndrăgostit. Și-l simțeam și-a zis, du-te, domnule, sănătos, fă-ți... Numai că după aia el a regretat foarte mult. V-a murit primul soț, ați divorțat de al doilea. Da. Cum a primit Cătălina, fiica dumneavoastră, această veste, doamna Saler? Ea a primit foarte greu chestia asta, pentru că a zis, mami, îmi pare foarte rău. Foarte rău de voi doi, pentru că tata totuși te-a iubit. Nu m-a iubit Cătălina. Nu m-a iubit. Dacă mă iubea, nu călca strâmb. Clar. S-au călcat, dar se întorcea în familie, nu? Deci eu nu am trecut chestia asta. Să întorcea în familie, dar... Dar regretați ciorba acum? Ciorba încălzită a doua ori în mare același gust. Nu, nu, nu regret deloc nimic. Absolut nimic nu regret. M-a ajutat, mi-a făcut un buletin de București, că atunci se punea problema asta, știi? Dar în rest, nu regret nimic. Regret că am stat atâția ani. Asta regret. Nu trebuia să stau atâția ani, trebuia să... V-ați fi dorit o altă soartă, doamna da. Saveta? Da, mi-aș fi dorit altă soartă. Eu din cauza asta, eu nu am putut să mă mai apropiu de nimeni. Am spus, domnule, toți sunt la fel. Și să știe o chestie la vine, că și acum am impresia asta, chiar... Nu mai aveți încredere. Nu mai am încredere. Deci am avocatul ăsta care sunt, dar niciodată nu m-aș mărita cu el. Niciodată. Sunt, e o combinație foarte frumoasă, dar nu stă la mine, nu stau la el. Ne vedem foarte rar, răruți și mai drăguți. Adică vreau să spun, poate am vorbit prea mult și nu vreau să vorbesc atât de mult, dar nu este... oricum telespectatorii le știu. Spunea la începutul emisiunii că deseori se spune că sufletul bun este foarte încercat. Da. Credeți lucrurile acestea? Da, cred, cred. Pentru că eu n-am jignit în viața mea pe nimeni, n-am făcut rău la nimeni în viața mea. Și dacă am putut să fac bine, am făcut bine. M-am dus pe stradă, am dat de pomană la toată lumea. De exemplu, eu m-am divorțat, să-ți dau un exemplu, de a doua soacră. Toate pomenirile le fac lui soacra mea și lui socrul meu și l-a fost un soț al doilea, pentru că a murit și ăsta de 2 ani de zile. Eram în America cu fata și mă sună Cătălina la telefon și zice, mami, vreau să spun ceva, vrei să te așezi pe canapea? Adică ce să mă așez pe canapea? De ce să mă așez pe canapea? Mama, așa este pe canapea, că vreau să-mi spun ceva, o veste tristă. Hai, dragă, spune-mi, s-a întâmplat ceva cu mașina, ai făcut ceva, ai lovit pe cineva, eu m-am gândit la ea. Mama, azi a murit tata, a urcat la cer. Nu mi-a picat bine la vine, pentru că totuși cu omul ăsta am avut un copil, adică eram, și eu i-am spus când am ieșit pe ușa, să știi că dacă mori înaintea mea, mă îmbrac în roșu. De supărare. De supărare, dar omul la nervi zice multe și la supărare. Dar după aia mi-a trecut la vine. În sfârșit, nu mai vreau să spun mai probleme de astea. Vreau să mai vorbim și altceva la vine. Păi vorbim pentru că asta și face la folclorul sub lupă, luăm în atenție da. Fiecare lucru da. Pe care artistul deci, oamenii, îl trăiește. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că eu râd, glumesc ca să uite necazurile mele. Dar oricum care a fost cel mai mare necaz al dumneavoastră, doamna Saveta? Pentru care ați plâns, pentru care v-ați consumat Măi, și poate că n-ați putut trece cel mai mare necaz al meu a fost când a murit mama și al necaz l-am avut acum 6 luni când mi-a murit fratele meu. Și eram și nașa lui. Atunci m-a durut foarte tare. M-am dus la el la spital și a zis, sor meu, s-ar putea să mor. Cum să mor, frate meu? De ce? Eu n-am știut că el e bolnav. Mie nu mi-a spus nimeni că fratele meu este bolnav, nici cum nate mai, nici nimeni, că mă duceam până în pânzele albe și îl salvam. Măcar făceam ceva, să am mulțumirea asta sufletească. Deci atunci am plâns foarte tare. Ați avut o relație apropiată? Foarte apropiată. Am avut un frate frumos, înalt. Nu m-am putut încăpi cu omul ăla cât un munte. Va muri într-o lună de zile așa. Nu de mi-am ce putut a murit, închipui. Măi, s-a dus la dentist. Eu nu vreau să spun aici, că nu aici a fost în Israel. El a fost un șef de șantier, a avut funcții foarte mari. Adică a avut lume, subalteni foarte mulți, muncitori sub mâna lui. Și acolo, probabil în Israel sau în Germania, s-a dus la dentist, la dureri de măseală. Și el susține că de acolo a luat, de pe undeva de aici. Dar asta mulți ani. Și el n-a știut care e chestia asta. Eu spuneam mereu, frate, uite, am fost și mi-am făcut analize, mi-a ieșit perfect, vai ce bine, nu știu ce. La care el ce mă bucur.
tu nu te duci să toți le-ai mai făcut? Că zic, acum ai cu vârsta, trebuie să mai ne le facem și noi analizele. Nu le-am făcut somnul de 20 de ani. Nu vreau să mă duc la doctor, că doctorul îmi spune cine știe și mă sperie și mă năcăjesc. El nu s-a dus să-și facă. A greșit foarte mult la vina. Că dacă se ducea, luam din pripă totul și nu ajungeam aici. Ați suferit mult. Groaznic. Și acum mă pun în pat și mă gândesc la el și zic, Doamne, de ce te-ai ascuns de mine? Dar să știi și ce semn am avut în sâmbătă aia. Îmi spune nepoata mea, zice, mătușă, tata e păducă. Cum mă tu, doctor, biolog, să-ți lași tata? Dacă n-au vrut să fac analizele niciodată. N-au vrut. Dar nu credeți că poate ne naștem cu... Da, mă, dar de ce să nu ne ducem să ne căutăm? Eu din cauza de focul lui mi-am făcut, că știi că ăștia te duc să faci analizele, mi-am făcut probleme hepatice, tot. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă și nu am, n-am avut probleme de astea, măi, la vina. Dar poate așa i-a fost n-am, scris, eu doamna Saveta. Eu n-am o carie în gură, n-am, am dantura mea perfectă, tot. Deci n-am o carie, dragii mei. Eu știu că sunteți un om credincios și de asta vă întreb, sunt, poate așa i-a fost scris. Sunt că iată, nu este sunt, voia nu sunt omului. De aia habor, nu sunt de aia așa că-ți fac tanta, dar am credință pentru sufletul meu. Pentru sufletul, pentru fată, pentru casă, mă rog la Dumnezeu. La ce vârstă a murit fratele dumneavoastră? 71 de ani și 2 luni. M-a durut la vine, omul ăsta venea în casă la mine, mi se strica la ghiuvetă ceva, repara. Mi-a pus parchet, mi-a pus gresie, în baie, în faianțe, tot, lasă somnul meu. Mă, când poți tu să vii? Bă, l-ați mai avut bărbat, dar uite că fratele da, a încercat fratele să vă fie meu aproape. A fost pentru mine și pentru fata mea, eu iubea pe fată tare mult. Când i-a spus lui Cătălina, mamă, uite fratele meu, în ultimul grad, mamă, tu știi că dacă ai putea să-l urci în avion, să-l aduci în America, eu aș putea să-l salvez aici. Cum să-l salvez, mamă, dacă e în ultimul grad? Am fost la nu știu câți doctori, toți mi-a spus că nu. Eram în stare să-mi vând casa, numai să-l salvez. Să rămân și fără casă. În sfârșit, a fost o durere foarte mare. Și am avut-o anul ăsta, acum 6 luni, și încă nu mi-a trecut la vinea. Încă sunt tot prinsă, tot timpul la mine am dat să spun de sâmbătă aia când a murit. Fii atent, mă duc la el vineri și îmi spune, mă simt mai bine, somnul. Măi, ai mâncare aici, de ce n-ai mâncat? Nu pot, somnul, nu pot. M-am luat un om, l-am ridicat și am căscat gura și am dat cu lingurița să mănânce. Am ghițit o linguriță, am ghițit două linguri. Cu alea cred că a murit. Draga mea, zic, frate, nu spune-mi ce să fac, unde, zic că n-ai ce să-mi faci, soră meu, că asta este, nu ai. Dar nu spunea că moare la vine, niciodată nu spunea că moare fratele meu. La vine, asta a fost vineri. Nu ne lăsa să intrăm în spital, că exact o săptămână era, a început să cu virusul ăsta. La ora 9, mă sună, la 9:30, mă sună nepoata mea. Că mi-a zis să-l păzim, că e pe moarte, cum știu, aoleu, cum împărtășiți, îl duceți-vă și îl împărtășiți. La vinea, la 9:30, s-a deschis ușa la geam, mi-a venit un trandafir alb în casă și a zis, eu nu mai uit chestia asta niciodată. Deja mi s-a întipărit. Deci așa, un trandafir alb, dar făcut din abur. Abur era la vinea, am deschis geamul. Că am auzit un geamă, zic, ce spui? Când deja mi-a venit un trandafir alb în casă și mi-a intrat în casă. Și a dus, și în timpul ăsta mă sună nepoată, mi-a zis, a murit tata acum, am țipat, am urlat. Foarte greu, foarte dureros. Și poate, nu poate, sigur era singura persoană pe care o mai aveți. Să știi că el îmi spunea foarte multe, foarte multe chestii. După aia, la 40 de zile la vine, l-am visat. Acum spun și bucurile și necazurile. L-am visat, eram la mine la Bista Năsul, la St. George's Bay, a venit cu ăsta, eu eram acolo, la casa de la țară, a venit și el cu fratele ăsta, că mai am un frate aici în București, și a venit cu el și era foarte bine îmbrăcat, era cu căciulă în casă, dragă, ce te-ai îmbrăcat așa de gros, nu ți-e cald? M-a prins de mână, m-a tras, a vrut să mă pupe pe obraz. Nu ne pupăm, stai la distanță, că nu ne pupăm. Asta a fost. Visul meu, dar atunci nu l-am mai visat niciodată. Nu, pleacă, te rog. Eu sunt convinsă că vă veghează de acolo de unde da, e. Da, bineînțeles. Dar aș vrea să vă mai întreb un lucru, doamna Saveta. Și fratele noastră, la rândul ei, a devenit părinte, dumneavoastră aveți da, o fică. Știu da, că aveți o mare încărcare sufletească, o mare încărcătură emoțională, dacă vreți, de faptul că nu ați devenit bunică. Vai! Și v-ați fi dorit ca foarte și Cătălina tare să fie mamă. Da, uite că ea nu prea și-a dorit așa. A, să mă cu copii, eu
sunt plecată și tu tot singură. Adică eu mai mult m-am consumat. Ea a zis, lasă mama, dacă a fost să nu fie. Deci ea putea să facă copii. Și poate. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Cred că soțul ăsta al ei nu face. Asta bănuiesc. De ce cu primul a rămas și cu al doilea n-am rămas? Dar, doamna Saveta, vă gândiți că poate fata, nu ca muștini neapărat, dar vedeți că destinul se repetă? Dumneavoastră ați divorțat? Da, fata a divorțat și totuși a găsit jumătatea sufletului. Draga mea, nu știu dacă se repetă destinul, pentru că vrei să spun o chestie. Eu zic că ce ți-ai scris de sus, de la Dumnezeu, când toți venim de sus și venim cu o anumită încărcătură. Și probabil că asta a fost să fie. Nu știu dacă e de la mine, că eu n-am făcut decât bine. Eu n-am făcut rău la nimeni în viața mea. Da, iar pentru că sunt lucruri inexplicabile. Da, iar eu dacă era să fac copii, cred că făceam în fiecare lună. Rămâneam, făceam o echipă de fotbal pe an, 12. Dar așa a fost să fie. V-ați fi dorit să aveți mai mulți copii? Da, mi-a părut rău. În momentul când ea a rămas în America, mi-a părut foarte rău că n-am mai avut un copil. Dar acum n-am mai vrut. Cine v-a determinat să vă apucați de cântat, doamna Saveta? Mai am câștigat foarte multe concursuri. Eu cântam de la 5 ani. La St. George's Bay, pe scena Camilul Cultural. M-au depistat și cântam Sunt fată din St. George's Bay. Și eram una mică, copincuță în picioare și cântam Sunt fată din St. George's Bay. Deci, pe urmă a venit Maria Lătărețu cu Maria Tănase la St. George's Bay. Era atunci orchestra Barbu Lăutaru. Tu nu știi că nici nu era născută. Aveau trenul lor, veneau până la St. George's. Și au venit cu spectacol, eu m-am dus la ele, mama n-a vrut să-mi dea bani de bilet, ea n-a vrut să mă lase, eu cântam la Camilul Cultural, dar nu m-a lăsat să intru, vezi? Și mi-am vândut ouăle de la găină și mi-am făcut bani de bilet și m-am dus pe scenă direct la Maria Tănase. Doamnă, știți că și eu știu să cânt? Și a zis, hai, cântăm și mie un bocet. Ce bocet? Eu nu știam ce înseamnă bocet. O cântare când moare cineva. Și am cântat o cântare la noi, când moare un mort, un om, îl cânti până la groapă. Așa e la noi. Și am cântat și ei și a zis, tu cânti frumos, fătucă. Era mică fată, 7-8 ani, cam așa ceva aveam. M-a luat și mi-a dat o împinsătură. Și am zis, doamnă, dar de ce mă împingeți? V-am deranjat cu ceva? Nu, să ajungi cântăreață. Și așa a fost. Deci vorbele din bătrâni, iată că de multe ori sunt adevărate. Și pe urmă am ajuns în București să dau turnee cu Maria Lătărețu, cu Romi Capuceanu, aveam cu Florea Cioacă, mare muzicien. Vă gândeați vreodată că o să ajungeți o artistă atât de mare? Mă uitam la Romi Capuceanu cum se mișcă în scenă, doamna Dumitru Seminică, mă uitam la ei cum se uită în scenă, cum fac și cum se mișcă în scenă, să mă mișc și eu. Adică nu plecam din spatele scenei. Ion Luican, am făcut un turneu cu Ion Cristoreanu, cu unii de pe la Sibiu, așa. Și vreau să spun, când am ajuns la St. George's Bay, a spus Ion Cristoreanu, aici trebuie să închei tu, Saveta. Eu eram cea mai tânără dintre ei. Asta era în anul până 70-71, cam așa ceva. Făceam turnei foarte mult. La care Ion Cristoreanu, nu, la St. George's, Savetuca, încheie spectacolul. Atât de emoționată eram la Vinea, că nu vedeam oamenii la față, decât capurile la oameni. Era atât de aglomerat, era aglomerat, știi? Capurile la oameni, le vedea ce emoționate. Am zis, am uitat, mi se pare, a doua strofă. Și am zis, nu, și lumea aplauda, și la mine și mi-a dat flori. Și tata, țin minte că a tăiat un vițel și ne-a invitat pe toți la masă. A fost o sărbătoare foarte mare. Doamna Saveta, știu, după cum am spus și mai devreme, e grea singurătatea, dar v-ați gândit totodată că poate ați fost un om luptător, puternic, care a știut să se descurce și atunci n-ați avut nevoie de ajutor oamenilor? Sau în același timp a stârnit invidie pentru felul în care v-ați prezentat pe scenă, la pentru partea profesională? Dacă omul de lângă mine era invidios pe mine și pe cântarea mea, era invidios. De-aia am spus, omul de lângă tine nu trebuie să știe toate secretele, că dar nu e cel mai mare dușman. Și până îmi dădea telefonul și m-a amenințat. Deci sunt foarte multe. Cu ce v-a amenințat, doamna Saveta? Cu ce am vorbit eu cu el, secretele mele, care nu trebuia să mi le știe el. Și atunci am dus la concluzia că... Și dădea doar din gură sau v-a făcut și rău ulterior? Nu prea rău și să-mi facă rău, pentru că eu tot timpul m-am ridicat deasupra. Pentru că totuși am mai avut și oameni care mi-au deschis o ușă, am avut și oameni care au avut încredere în mine. Dar dacă m-aș lua după invidia care este, ar trebui, eu le zic așa seara când mă culc, Doamne, dușmanilor mei dă-le sănătate și ocupație să nu mai vă grijă.
Vă mărturisesc cu sinceritate, doamna Saveta, vă port în suflet și niciodată nu m-ați dezamăgit ca om. Da. Vreau să vă mulțumesc pentru lucrurile pe care le-ați făcut pentru mine, pentru faptul că ați fost prezentă în viața mea și la evenimentele frumoase. Da. Dar lăsați-ne, vă rog, un sfat sau un lucru de la care telespectatorii, eu și colegii mei, iată, avem ce învăța. Pentru viitor, care ne va fi de folos. Da, dragii mei telespectatori, vreau să vă dau un sfat, mai ales la femei și la soți. Trebuie să aveți portofelul vostru, să aveți servicii, să aveți tot ce vă trebuie, să nu stați la mână, asta e mai mult pentru femei, să nu stați la mâna bărbatului, să așteptați că mi-aduce el, că îmi dă el. Aoleu, dacă sunt ceva cu el, eu mă mai descurc. Trebuie să fii foarte descurcărețe, trebuie să știm să în viață, să avem tot ce ne trebuie prin munca noastră, prin noi, adică să avem servicii, să nu stăm acasă, că mi-aduce soțul. Într-adevăr, trebuie să facem copii, trebuie să avem grijă de copii, dar până la urmă trebuie să ducem și la grăniță, să avem bănuțul nostru, să nu stăm la mâna bărbatului. Asta e sfatul meu pentru femei. Pentru bărbați, ce să le zic la bărbați? Să fie sănătoși, dar să nu dezamăgească soțiile, chiar dacă fac o prostie, să o facă să nu știe nici cerul, nici pământul. Că dacă se află ciorba încălzită a doua oră, nu mai are același gust. Mulțumim din suflet, doamna Saveta, și astăzi chiar a fost o ediție frumoasă la Folclorul Sublu. Da, mulțumesc, draga mea. Mulțumesc pentru florile care și noi mulțumim florăriei Evolution și pentru ținuta pe care o port astăzi, Gianni Chic, pentru că întotdeauna mă îmbracă frumos. Mulțumesc foarte mult, Avia. Tot timpul ai fost generoasă cu mine, tot timpul te-am admirat și mă bucur și de copilașii tăi frumoși. Mulțumesc. Mă bucur și de tine, de mama ta, să fii sănătoasă la vine. Îți doresc mult bine, ești tânără, ai viața înainte, luptă-te ca o leoaică cum am luptat eu. Și dacă la începutul emisiunii vă spuneam, dragii mei telespectatori, că nimic nu este la voia întâmplării și că îndrăgita artistă Saveta Bogdan ne va face dezvăluiri în premieră, ei bine, ne-am ținut de cuvânt și astăzi, pentru că am mai învățat o lecție. Nimic nu vine la voia întâmplării, așa că avem multe de învățat și azi, și mâine, și poimâine. Invitații noștri de astăzi sunt două vieți, un singur trup. Îmi doresc mult să aflu și pentru dumneavoastră și pentru mine dezvăluiri în exclusivitate vis-a-vis de faptul că fiecare dintre ei au avut câte trei căsnicii și iată că mai devreme sau mai târziu s-au găsit unul pe altul. Oare ne vor spune adevărul despre acest lucru? Vă invit să-i descoperiți dincolo de scenă pe Lorraine și Marian Baicu. Dragii mei, Lorraine și Marian, după un drum anevoie, să spun așa, veniți din Paris după 6 zile, ați ales să fiți astăzi invitați emisiunii Folclorul sub lupă, într-un cadru frumos, așa cum ne-ați obișnuit, cu prezențele voastre distinse și totodată să treceți dincolo de camerele de filmat, în sufletele telespectatorilor, să vă cunoască pe voi ca oameni, ca suflete, dincolo de titlul acesta de artist. Și bine ați venit, vă spun. Bine v-am găsit, bine ne-am regăsit. Da. Și în primul rând, bine ne-am regăsit cu acest post de televiziune minunat. Pe care voi nu-l uitați niciodată la venirea în România. Niciodată. Și vreau să spun un secret, postul acesta minunat, cu acest post am debutat. Acum, nu știu câți, 20 de ani mai mult. Eu sunt onorată să v-am invitat astăzi în emisiune și aș vrea, pentru început, să le spuneți celor de acasă despre viața voastră ca și cuplul Lorraine și Marian, pentru că sunteți două destine care nu întâmplător v-ați întâlnit. Suntem un cuplu și muzical, da? Și, în primul rând, nu știu dacă putem să spunem că suntem un cuplu. Noi suntem unul singur. Da, așa simt, așa am simțit și, sinceră să fiu, acesta este adevărul. Noi nu mai putem trăi unul fără altul. Suntem amândoi, unul într-unul. Dar după încercările pe care le-ați avut, pentru că Lorraine, cât și Marian, știu că ați avut fiecare destine diferite. Adică și tu și Marian ați fost căsătoriți, ați avut alte căsnicii. V-ați gândit ca după cele trei căsnicii avute, atât tu cât și Marian, să vă întâlniți persoana cu care să vă împărțiți, nu știu, bunele, relele și totodată până la sfârșitul vieții să fiți unul pentru celălalt? Doamne, Lavinia, știi cum e?
când ne naștem, noi avem destinul scris deja. Și nu facem nimic altceva decât trecem prin etapele vieții, etapele destinului. Și zicem așa că niciodată nu știm ce ne rezervă ziua de mâine. Referitor la mine, eu, într-adevăr, am avut 3 căsnicii. Și tot timpul mi-am căutat partenerul care eu îl visam, care îl voiam. Deci, știi, cum tot timpul ești în căutarea jumătății. Și de fiecare dată când găsim un partener, sau mă refer la mine, când ne-am găsit partenerul, am avut impresia că este cel pe care îl doream. Dar știi cum e, de-a lungul timpului îți dai seama că pe undeva poate am greșit, poate că nu e chiar ceea ce mi-am dorit. Și uite așa, pășim etapele astea ale vieții în care noi ne căutăm partenerul. Referitor la Marian, eu zic că l-am găsit pentru că spuneam mai înainte că suntem nedeslipiți, suntem unul într-unul. De câți ani sunteți împreună, Lorin? Păi avem 9. 8 sau 9, da. 9. A, de când ne-am confundat. Mulți ani sănătoși împreună. Mulțumim, Doamne ajută, da. Pentru toată Iar lumea. Tu, Marian? Mulțumim. Când a venit Lorin în viața ta? Pentru că și tu ai avut căsnicii, păi, nu știu, da, dacă eșuate, cât tot lecții la de fel. Viață. Lecții de viață, pot spune, nu eșuate, că nu pot să spun. Lorin a venit lumii a venit destul de repede. Ea având o emisiune aici la noi, era să zic la noi, nu, la voi. La noi, și pur și simplu, dar înainte de asta am vizitat-o de foarte multe... Am venit când trebuia. A venit când trebuia, normal, dar a venit și la, da, exact așa, la când trebuia, dar având foarte mult, destul de multe restaurante, am vizitat-o, am fost pe aia în Franța, fără niciun gând, adică... A fost dragoste la prima vedere? Nu pot să spun asta, în România da, dar în Franța nu, nici măcar nu o vedeam, dacă vrei. Ea, având foarte mulți artiști de detalie zero, ca să zic așa, cum e protocolul de gradul zero, adică foarte mari, fiind invitați la ea și angajați la restaurant, mergeam să ne salutăm pur și simplu, dar ea era... Colegial era tot. După aia, după aceea am început să colaborăm, atât. V-ați întâlnit când fiecare dintre voi erați singuri? Nu, din păcate nu. Dar ne-am întâlnit atunci când căsnicile noastre aveau ceva slab, erau deja slăbite. Și putem să zicem că ne-am întâlnit la timpul potrivit. Da, eram deja pe pasul de a ne despărți de fostele relații. Deja erau lucruri care nu mai mergeau, care nu mai funcționau. Stăteam așa, nu știu cum să spun... Rutină, compromis, dacă vrei, nu știu, să nu fie prea, prea mare. Știi, cuvântul. Totdeauna găsești scuze, spui stau pentru copii, stau, poate unii stau pentru avere, să nu împart averea. Stăm că lasă că se vor îndrepta lucrurile, stăm că poate cu bidon va mai trage o săgeată și ne vom reîndrăgosti. Dar uite, vezi că viața de fapt decide și spune nu. Puneți când trebuie un stop și asta vă dau eu un sfat, dragii mei. Când vedeți că o singură viață avem, când vedeți că nu mai merge ceva, când vedeți că scârție, când vedeți că sunteți nefericiți, începeți de la zero. Am început de la zero la Vinea de 3 ori în viața mea și uite că bunul Dumnezeu a fost alături de mine, m-a ajutat și... Nu m-a lăsat niciodată. Tocmai asta voiam să zic, pentru că probabil se instalează un regret la unii dintre oamenii care divorțează, nu știu, o frustrare, o neîmplinire. Și de asta am și pus întrebarea dacă ai simțit că poate nu o să treci peste cumpăna aceea sau tot timpul ai avut credința în Dumnezeu și te-ai legat de ultimul fir de ață, să zic așa, să mergi mai departe. Hai să-ți mai spun ceva. Fericirea ți-o faci totdeauna pe nefericirea altora. Poate că este un cuvânt egoist care îl spun eu, dar eu zic că fiecare trebuie să-și găsească fericirea, să lupți pentru ea, pentru că eu zic așa că Dumnezeu nu ne-a lăsat pe pământ să suferim. Ne-a lăsat să ne alegem drumuri sau un drum pe care credem noi că
suntem bine și este un drum bun. Dacă drumul ăla nu este bun, care l-ai luat la stânga, fă la dreapta sau mergi înainte, înapoi nu mai există. Dar un drum tot înainte și un drum bun, fără spin, cum zicem noi. Și aici trebuie să gândești întotdeauna optimist. Și trebuie să fii pozitiv, să fii optimist, în primul rând. Normal că ai regrete, normal că sufletul tău se împarte în toate părțile. Așa am pățit și noi, așa am pățit și eu, mai ales când este vorba de copii. Dar am zis și, mă repet, probabil că sunt puțin egoistă, dar copiii au drumul lor. Copiii, dacă au nevoie de dragoste părintească de la ambii părinți. Noi când ne despărțim de partener, nu ne despărțim și de copii. Da? Copiii vor rămâne totdeauna în sufletul nostru și îi vom ajuta până când vom închide ochii. Să înțeleagă și ei, să știe și ei, da, și să înțeleagă lucrul ăsta. Nu, eu am 3 copii. Am o fetiță din prima căsătorie și 2 băieți din a doua căsătorie. Să străiască, Lorin, să fie sănătoși. Păi numai pentru lucrul ăsta se spune că bărbatul se mântuiește prin femeie, iar femeia prin copii. Pentru felul acesta în care ai fost doamnă, mamă și femeie, eu zic că meriți tot respectul. Mulțumesc, să rămână, îți spun. Te-au condamnat, nu știu, copiii sau te-au judecat în momentul în care am făcut pasul, este normal, copiii te judecă oricum. Hai să-ți mai zic ceva. Dacă părinții rămân împreună și totuși copiii asistă la niște discuții. Sau nu văd armonie în familie. Așa, sunt nefericiți. Mama se ceartă cu tata sau invers. Iară se ceartă, iară ceva nu-i în regulă. Iară-i supărare în casă. Chiar dacă te ascunzi, știi? E normal. Acum, certuri există la fiecare, știi? Din toate motivele găsim câte ceva ca să nu fie bine. Să nu ajungem totuși la violență și alte... Da, da, asta este clar. În momentul în care părinții se despart, cuplul, da, fiecare ia întorsătura lui și drumul lui, atunci copiii vor judecă, le pare rău pentru că nu mai sunt părinții împreună. Dar dacă copiilor trebuie să le se spună adevărul. Deci nu trebuie să mințiți. În momentul în care... Și asigurați că părinții rămân părinți până la sfârșitul vieții. Exact. Dacă încercăm să găsim alte motive sau să-i păcălim într-un fel, nu este bine pentru că va veni ziua când vor vedea realitatea și atunci vor zice nu, părinții mei au fost niște mincinoși ambii. Și aici intervine puterea exemplului. Exact. Absolut. Eu am discutat cu copiii mei de la început. Unul era mai mic, celălalt era mai mare și le-am explicat situația. Nu le-am zis nimic, eu nu mi-am vorbit fostul soț niciodată de rău și nici n-am să-l vorbesc, pentru că pentru mine rămâne tatăl copiilor mei. A fost bine cât și a fost rău, cât a fost, așa, și nu am ce să spun nimic rău despre el. Chiar dacă poate uneori am suferit și asta este. Știi, trecem cu buretele peste toate. Copilor le-am zis numai atât. Tata rămâne tată, mama rămâne mamă pentru voi. Dar noi, eu cu tata, nu mai suntem un cuplu. Rămânem părinții voștri. Vom avea grijă până la sfârșitul vieții noastre de voi. Avem drumuri diferite. Și împreună suntem nefericiți. Vreți să rămânem așa nefericiți și să asistați la niște discuții și la niște lucruri care nu mai... Cel mare m-a întrebat, mama, ești sigură că nu se mai poate repara? Și am zis, nu. Nu se mai poate repara nimic, din păcate. Am luat deciziile noastre și asta este. Și el atunci a zis așa, dacă voi doi veți fi fericiți separați, vom fi și noi fericiți alături de voi. Uite ce gândire înțeleaptă. Îți jur. Așa mi-a zis copilul meu cel mare, Paul. Și zice, suntem supărați pentru că nu o să mai fim împreună, dar pe undeva suntem bine pentru că o să știm că voi sunteți bine la rândul vostru și împreună, nu știu, el știa că eu eram deja cu Marian. Și a zis, poate că partenerii voștri își vor da seama că noi suntem copii și că avem încă nevoie de sprijinul vostru și cred că
partenerii voștri vor deveni și ei pe undeva, nu părinți, dar prietenii noștri. Și cu siguranță așa e, pentru că și Marian și tu purtați dragoste pentru copii și se spune că de multe ori îți devine partenerul de viață și un tată pentru copii, între ghilimele, în acceptare și prietenie. Just. Este altă mentalitate acolo. Adică, poate că nu, mentalitatea este aceeași peste tot, dar educația, diferă educația. Da, e o gândire sănătoasă în momentul în care se separă niște drumuri pentru ei ca dezvoltare emoțională. Și aș vrea să te mai întreb, Lorraine, și desigur întrebarea e valabilă și lui Marian, care a fost cea mai mare cumpănă din viața ta? Să știi că pierderile umane sunt decepții. Poți să spui că sunt și cumpene. Uite, până avea fetița prima, eu am pierdut 3 sarcini la termen. Îți dai seama, eu ca mamă nu puteam să fiu realizată, deci nu știam ce mi se întâmplă. Mă gândeam, de ce copiii mei mor la naștere? 3. Și să te chinui sarcini. Câte 9 luni. Și m-am chinuit câte 9 luni și i-am pierdut. Uite, asta poate pe undeva m-a întărit așa pentru viitor, să privesc viața altfel. Și m-a și schimbat foarte mult, și în gândire, și în comportament, în multe. Dar a fost o durere mare pentru mine pierderea celor 3 sarcini. Care te-a marcat, pentru că a trecut timp și mă uit că ai ochii înlăcrimați și vorbești cu, poate trăind amintirile în prezent. La mine nu avem cum să uităm așa ceva, eu ca femeie și ca mamă, pentru că poate așa a vrut să fie, așa a vrut Dumnezeu. Nu știu ce să spun. Poate și din cauza asta m-am separat de primul soț. Ceva m-a, nu știu, am zis, nu am noroc, nu este bine. Spuneam mai înainte de emisiune că eu cred, nu, și în paranormal, cred în Dumnezeu în primul rând. Dar cred și în lucrurile rele. Vezi tu, se împarte lumea. Răutățile și invidia, ochii omului, se spune că de multe rău, ori. Da. Ochiul rău, blestemele. Măi, eu nu zic, poate că în viața mea am greșit foarte mult. Eu nu zic că sunt o sfântă. Sau, hai să zic și cine n-a greșit, sau să n-arunce cu piatra, sau chestii de-astea așa. Toți greșim. Dar fiecare ne plătim greșelile. Și zic eu că poate până acum mi le-am plătit și poate le voi mai plăti. Dar bunul Dumnezeu ne iartă pe toți. Ce să zic? L-am pierdut pe fratele meu, foarte tânăr, avea 33 de ani. L-am pierdut pe tata. Deci sunt lucruri care ne marchează. Eu nu pot să spun că... Dar sunt uimită și impresionată în sensul bun că ai rămas atât de înțeleaptă, atât de optimistă și pozitivă. Pentru că, vezi, traumele astea care intervin în viețile noastre, pe unii îi fac mai răi, pe alții îi fac mai buni. Și tu ești modelul omului care a privit ca pe o lecție, ca pe un destin, întâmplările avute, nefericite din viață. Exact, m-au întărit și la rândul meu, oricât de rău m-aș simți sau poate bolnavă sau mai știu ce, nu vreau să arăt în jurul meu. Adică vreau să mă mențin optimistă, veselă, vreau ca partenerul meu să se simtă bine, nu vreau să fiu compătimită. Nu știu. Crezi în energie și în mesajele transmise de oameni? Da, da. Eu am, în general, o energie pozitivă și pe oriunde merg, împrăștii pozitivismul. Încerc pe toți să le... Oricât ar fi de rău, să spun, nu este chiar așa de rău. Binele învinge întotdeauna. Binele învinge întotdeauna. Va fi bine. Te vei face bine. Vei fi fericit. Toate chestiile astea și în momentul în care eu le spun, acum nu pentru că vreau eu să zic ceva, dar uite, Marian poate să spună, chiar se adeverește. Chiar, uite, oamenii care am avut eu de-a face mi-au zis... Ai avut dreptate. Ai avut dreptate. Uite, ce-a fost, nu știu ce, mi s-a întâmplat numai bine de atunci. Apropo, aveam pe cineva care spunea,
nu pot să rămân și eu însărcinată. Uite, de atâția ani mă lupt să rămân însărcinată. Zic, nu știu ce să mai fac, fac tratamente, fac nu știu ce. Și am zis, eu m-am uitat la ea și am zis, stai liniștită, că tu ai să ai un copil și ai să ai o fetiță. Și chiar așa a fost. Dar de unde puterea asta divină asupra ta, Lorin? Și, nu, Mariana, apropo de asta, te simți un bărbat norocos că, deși ai avut niște căsnicii care s-au finalizat, din diferite motive, Lorin ți-a venit ca un dar de la Dumnezeu? În primul rând, nu știu cum să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu, nu știu cum să-L laud pe Dumnezeu, nu știu cum să-L laud pe ea, atât de mult bine. Mie nu prea îmi place să vorbesc lucrurile, să spun lucrurile astea de față cu ea. Adică mult mai mult aș fi vrut să ți le spun sau să vi le spun în privat. Noi nu ne place, știi, să ne lăudăm unul reciproc pe celălalt. Da, dar aveți motive, de asta sunteți împreună. Avem motive. Iar eu cred te simt un om sensibil că vorbești despre așa, ai ochii în lacrimi. Păi, cred că se vede pe fața mea, noastră, că suntem pozitivi, suntem ok, suntem bine. Îți dai seama că fără ea n-aș fi reușit nici ce s-a întâmplat în trecut să pot să trec peste răul ăsta sau bariera asta care am avut-o eu. Iar ea pur și simplu m-a propulsat. Adică a fost ca un avion cu reacții și nu m-a lăsat să urc două trepte, una câte una. Pur și simplu m-a propulsat. Adică am știut, sincer să fiu, nu credeam că o să fie atât de bine și o să fie exact femeia de care, la care am visat eu. Nu care mi-aș fi dorit-o, că ar fi putut fi ca și la ea, de altfel o pleiadă sau noi artiștii, tu știi că noi, vorbesc de noi, avem de unde alege, ca să zic așa, să mă iertați că dar spun, să te împlinească în totalitate. Dar nu e asta scopul, nu e asta, mai ales după câteva căsnicii eșuate și după viață, la o anumită vârstă, acum nu spun că sunt bătrân, dar totuși trebuie să gândești, știi? Adică pasul următor, care va fi? Ce vreau eu de la mine? Ok, a fost ce a fost, am pus barieră, trec mai departe, dacă poți, sper ca tuturor să se întâmple măcar jumătate din câte am pățit eu. Tu știi cum e, că după ploaie vine soare? Foarte greu. Vrei să spun ceva, acum iartă-mă. Perioada cea mai grea, vorbesc din punct de vedere, nu știu, moral, dacă vrei, al mentalității, a fost la mine. Ce spunea ea mai devreme cu copiii ei, că au acolo sunt alte, predomină alte mentalitate. E vorba și de gradul de civilizație, dacă vrei. Așa este. La noi, din păcate, a rămas ideea veche și împământenită, zdravă, nu împământenită, așa, cimentată, zdravă, știi? Cu ăsta rămâi și indiferent. Nu, și e posibil uneori să ne punem bariere cu mâna noastră, să dăm voie destinului să curgă cum e. Nu mai este. Legile s-au schimbat, legile. Tehnologia, uite, cum avansează la fel, e același lucru. Sunteți exemplu viu că există viață și după eșecuri. Da, mă, frumoasă. Viață frumoasă, frumoasă, bună. Important e să vrei. Dar spune-mi, Lorin, pentru că te văd un om care simte lucruri, care, cum ai spus puțin mai devreme, parcă ai gura urită și ți se spune asta. În sufletul tău, în vremurile acelea în care poate nu dădeai randament cum ți-ai fi dorit sau nu stăteau lucrurile cum ți-ai fi dorit, visai, aveai premoniții, gândeai că într-o bună zi se va finaliza totul și că vei trăi o viață așa cum o duci astăzi, împlinită și cu sufletul tău pereche? Să știi că totdeauna gândurile influențează. Știi, ai grijă ce îți dorești, că s-ar putea să îndeplinească. E cam așa s-a întâmplat la noi, așa s-a întâmplat la mine. Păi nu, asta așa mi-a spus ea mie. Oricum mie mi se pare o chestie ciudată. Deci a fost primul lucru care mi-a spus. A zis, ai grijă ce îți dorești. La mine nu stau lucrurile așa. Eu ce am văzut am luat. Deci la mine nu sunt. Hai să-ți povestesc. Bun, ne-am împrietenit ca fiecare relație. Și primul lucru care le-am spus lui Marian, i-am zis, hai uite-te așa puțin la mine. Eu nu sunt o femeie care să fac aventuri. Le-am făcut.
dacă fac o aventură, s-ar putea să regreți până la urmă, pentru că vei rămâne cu mine. Toate aventurile care le-am făcut la mine s-au transformat în căsnicii. Zic, dacă asta îți dorești, fii atent. Eu sunt cerebrală și știu ce am de făcut. Nu, no, dar chiar îmi doream o schimbare radicală. Și el a zis chiar, asta îmi doresc. M-a dezarmat. Oricum la voi nimic nu e întâmplător. Uite, până îl cunoaște pe Marian, eu în fiecare an am zis, ăsta este ultimul an, mă întorc în România. Tot timpul mi-am dorit și uite, am 28 de ani. Aveam mai puține ani când am venit în Franța. Vai de mine! Da, și am 28 de ani de Franța. Și tot timpul ziceam, anul ăsta mă întorc, e cazul să mă întorc, gata, mai nu știu, ceva, ne întorc cu familia sau ne întoarcem. Tot timpul am zis, ne întoarcem în România. Ei, după ce l-am cunoscut pe Marian și am văzut și... De fapt, pentru mine, Marian nu este numai soțul meu, este poate pe undeva, având în vedere că este partenerul meu muzical, mentor, pot să spun chiar, pentru că el m-a învățat toate și mă învață toate din punctul ăsta de vedere. Vă completați foarte bine. Da, da. Și a venit ziua când și eu l-am convins pe Marian și i-am zis, măi, România e frumoasă, este țara noastră, dar a doua țară unde ne câștigăm noi pâinea de adevărat, ăla este aici. Și el a ajuns la concluzia mea și a zis așa. Și uite că ați acceptat aici. Și ați făcut, ați luat decizia împreună, da. Deși dorul de casă, poate regăsirea, păi, întâlnirea cu prietenii și familia, ușor nu este, cu vorbesc siguranță. Ai spus bine, dorul de casă. Dorul de casă nu va pieri niciodată. Dorul de voi, dorul de etno. Adică nu avem cum să venim, îți spun, îți jur. Tu ne știi că noi nu suntem așa dintr-o bucată, noi nu suntem cu periaje și da, cu... Da, da, lingușe. Mie nu-mi plac chestii de-astea. Venim cu drag, chiar ne-i drag. Ne dor și de dușmani și de prieteni, să știi. Păi fără ei, cred că nu... Știți unde mă gândesc că este adevărată frază? Dacă nu ridici între ghilimele invidia în jurul tău, înseamnă că nu ești atât de important. Am putea să transmitem un singur lucru. Luptați pentru fericirea voastră. Luptați pentru familie, pentru copii, bineînțeles, pentru că copiii sunt speranța noastră, da? Și luați viața așa cum este, ea, pentru că viața totuși este frumoasă. Trăiți-vă viața așa cum simțiți voi, Marian, dragii noștri dragi. E și rândul tău să transmiți un mesaj. Ce să spun, același lucru, m-a completat, după cum ai spus și tu. Lăsați în spate trecutul. Atât pot să vă spun. Lăsați în spate trecutul, trăiți în prezent. Trăiți în prezent și faceți-vă viața așa cum o simțiți. Faceți-vă viața fericită. E prea scurtă. Și mie mi-ați făcut ediția de astăzi de neuitat. Mă bucur că ați acceptat invitația noastră. Mă bucur că ne-ați încălzit cu venirea voastră frumoasă în România și în platourile de filmare. Și sperăm să ne revedem curând cu alte vești frumoase și să rămâneți la fel de frumoși, la fel de uniți și un exemplu pentru cei de acasă. Mulțumim mult! Cu tot dragul! Cu tot dragul! Mulțumim! Fericirea nu este trecătoare și nici întâmplătoare. Astăzi, după cum am promis încă de la începutul emisiunii, am aflat că trebuie să luptăm, trebuie să vrem și trebuie să ne dorim să fim fericiți cu adevărat. Ne-au împărtășit și ne-au spus despre viețile și destinele avute, cum au funcționat, cum s-au întâlnit și pe ce se bazează o căsnicie fericită. Încă o lecție învățată. Pe curând, dragii mei!